Angajații din cadrul prefecturii Gorj vor veni la serviciu sâmbătă pe 10 iunie pentru a recupera ziua liberă pe care au primit-o vineri. În zilele libere a fost asigurată permanența în cadrul instituției prefectului, iar șefii instituției nu au avut voie să plece din județ pentru a fi pregătiți să intervină în caz de nevoie. Da, s-a stabilit deja ca ziua de 2 iunie să fie recuperată în următorul weekend, adică pe 10 iunie. Asta și pentru că, fiind alegerile, oricum angajații prefecturii vor fi prezenți la datorie, așa că ziua de 10 va fi ziua în care se va recupera. Și angajații de la serviciul permise și înmatriculări Auto Gorj au fost liberi vineri. Toată activitatea lor a fost reprogramată pentru această săptămână. Toate activitățile care erau programate în data de 2 au fost reprogramate pe data de 10, inclusiv programarea candidaților în vederea obținerii permisului de conducere la proba practică, proba teoretică, înmatricularea vehiculelor prin sistemul online. De asemenea, și medicii care nu au venit vineri la serviciu vor munci mai mult în aceste zile. Vor sta la serviciu câteva ore în plus pentru a recupera ziua de vineri. Ziua de vineri va fi recuperată în cursul săptămânii viitoare, adăugând câte o oră la programul obișnuit de lucru în zilele lucrătoare. Potrivit codului muncii, prima și a doua zi de rusalii sunt libere pentru lucrători, atât cei din mediul public, cât și cei din mediul privat.